dată să punem astăzi flori și să dăm un semn că suntem de acord cu toate chestiile și toată lupta domnilor care a făcut-o pentru romanism și pentru românii și din România și pentru românii din Serbia. Cu noi aici, în momentul ăsta, sunt și domnii ziariștii de la televizie din România și în plus avem și o formație folclorică din Caraș-Severin care o reprezintă domnul Codruț Anca. După ce terminăm aici, să vă uit să nu fie cineva nereprezentat, dar cer scuză, după ce terminăm aici, avem simpoziune, o ședință care se desfășură înainte se numea clădirea comitetului, nu? Comitetului, înainte știți că comuniștii a ținut aia clădire. Ne ducem acolo, clădirea este lângă tribunal, dar plecăm toți de aici. Acolo vom avea teme foarte interesante și acolo ne găsim, acolo e puțin, este mai umbră. Acum să vă spun ceva foarte interesant. Foarte interesantă situație. Foarte interesantă situație. În momentul ăsta l-avem în mijlocul nostru pe domnul Draghișa Costandinovici, care reprezintă Asociația Românilor, care se numește Traian. Domnul Draghișa Costandinovici, a fost vicepreședinte înainte cu 12 ani când s-a înființat asta tablou aici. Domnul este acum aici și îl rugăm pe domnul Draghișa Costandinovici să ne explice ceva despre tablou, despre romanismul nostru aici, despre ce știe el că e mai bine să ne informeze. Vă rog, domnul Draghișa Costandinovici. Bună ziua! Mulțumesc în primul rând domnului Tihan Matasarevici pentru invitație de a participa astăzi la această manifestare împreună cu dumneavoastră și pentru posibilitatea să mă adresez cu câteva cuvinte în legătură cu această placă care este în fața noastră. Această placă memorială este așezată și în mod festiv dezvălită în data de 16 iunie anul 2006, că așa că la 12 ani mai adăugăm un an și căpătăm data exactă. Mâneziu de la dezvălirea acestei plăci aici, a fost dezvălită o asemenea placă memorială la Muzeul Porțile de Fier la Drobeta Turnul Severin. În primul rând a fost aici așezată cu o zi înainte pentru că romanii au trecut de la partea dreaptă pe partea stângă a malului Dunării și placa este consacrată împlinirii, așa și cum scrie pe ea, împlinirii 1900 de ani de la terminarea războaielor daco-roman. Se numește regele Decebal și imperatorul Traian ca conducătorii armelor în luptele pe care le-au condus. O asemenea placă este pusă și la Băile Herculane, alături de drobeta Turnul Severin. Este așezată și pe teritoriul Italiei și în mai multe țări și mai multe localități din România. Sunt 30, exact 30 de plăci cu textul care scrie pe această placă care este așezată aici la Cladov. Este așezată cu sprijinul Fundației Naționale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni cu sediul la București, atunci cât știu eu și în prezent este condusă de domnul profesor Victor Crăciun, cu sprijinul Fundației Alister din București și de aici, din partea Serbiei, cu
cu sprijinul Consiliului Național al Minorității Naționale Române cu sediul la Novi Sad, care și a finanțat, a suportat cheltuielile pentru ce a fost necesar atunci cu această ocazie, bineînțeles prin intermediul biroul teritorial coordonator al Consiliului Național aici la Kladovo, care a existat din 2005 până anul trecut aici deschis la Kladovo. Primăria Kladovo ne-a dat un sprijin mare, nu numai pentru că ne-a asigurat acest loc pentru așezarea plăcii, numai și prin audiența, primirea pe care am avut-o de către primăria, de către primar și de către președintele Consiliului Local atunci, care împreună cu noi, prin centrul orașului Kladovo, cu steagul România a mers în mână, în fruntea coloanei delegației care a venit aici la acest loc. Au fost aici prezenți autoritățile din județul Mehedinți, de la prefectură, de la Consiliul Județean, de la primăria Severinului, primăria Orșovei, cu care am avut o strânsă colaborare atunci. Eu eram prim vicepreședinte al Consiliului Național al Românilor din Serbia, atunci cu sediul la Novi Sad și acum cu sediul la Vârșăț. Este un organism, un forum, un fel de parlament și guvern al comunității naționale, cu prevedere legea în Serbia, și suntem aleși pe mandat. Nu suntem ca un partid politic să fim cât dorim sau cât ne dorește cineva, numai exact cât prevede legea, cât prevede un mandat ca și la un parlament. Pot spune iar în scurt că de aici ne-am dus la rămășițile podului la Traian, pe partea dreaptă a Dunării, la Costol. Cred că și dumneavoastră aveți în plan astăzi acolo să faceți o vizită. Eu atunci, la deschidere, când au fost prezenți, asta vreau să subliniez, au fost prezenți liderii tuturor organizațiilor românești din Serbia, cum din Voivodina, așa și din Valea Timocului, și reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române în frunte cu preotul Boian. Nu s-a făcut diferență atunci că e placul uneia sau nu e altuia, este o unică placă și iar, din păcate, sunt trist când pot astăzi, după 13 ani, să constat că a rămas unica placă în Valea Timocului scrisă și în limba română la un loc public. Există inscripții în limba română, inscripții bilingve, dar numai pe la sediul asociațiilor românești. Dar această placă este unica care este la un loc public, într-un parc memorial, care este scrisă și în limba română. La deschidere atunci am spus că când ne este greu să venim la această placă și să ne plângem. N-am venit astăzi aici să plângem, numai să marcăm, să aniversăm ziua când s-a dezvălit această placă, care de atunci până acum, cât știu eu, așa cum este în opinia publică, a devenit un simbol al prieteniei dintre două țări și două popoare. Tihan, pentru invitația făcută. Mulțumesc, domnului doctor, pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus acum la comemorarea acestei plăci. Mie mi-a revenit sarcina să spun câteva cuvinte despre cei doi mari titani ai Antichității. Este vorba de regele Decebal și de împăratul Traian. Acum, pentru a intra în amănunte, sigur că nici timpul și nici soarele să nu ne permite să detailăm ce au făcut cei doi mari titani ai armatei antice, pentru că trebuie să socotim faptul că Decebal ajunge pe tronul Daciei, cam în același timp ca și Traian pe tronul Imperiului Roman. Necazul mare este faptul că în acea perioadă când Decebal ajunge pe tronul Daciei,
Legiunile romane se aflau la Dunăre. Și se aflau la Dunăre pentru că Imperiul Roman trecea pentru o evidentă criză financiară, motiv pentru care a fost nevoit să caute noi teritorii, noi spații de cucerit. Și la vremea aceea au aruncat ochii peste Dunăre și au văzut Dacia, care era foarte bogată. Dar, știți cu toții, trecem foarte repede peste aceste evenimente. Primul război între romani și daci a fost în 101-102, primăvara anului 101, când romanii atacă Dacia pe un pod de vase, și anul 105-106, cel de-al doilea război, care pune capăt conflictului și când Dacia este transformată în provincie romană. Transformată în provincie romană, spun, pentru că și această transformare a avut numai beneficii pentru Dacia. S-au făcut șosele, împăratul Traian a dat inginerii aceia, a dat militari pregătiți pentru a pregăti teritoriul pe care l-a cucerit, dar în același timp a și exploatat Dacia din bogățiile pe care le avea. Acum, pentru că domnul doctor amintea în cuvântul domniei sale despre podul mai sus, de unde ne aflăm noi, vreau să spun următorul lucru. Asupra acestui pod și copiii pot să confirme ceea ce noi le-am predat la școală atâția ani de zile, faptul că podul a fost construit de către Apolodor din Damasc, arhitectul împăratului Traian, care a făcut multe, multe monumente care au rămas până astăzi vizibile. Acum, tot mai mulți istorici ridică problema faptului că podul nu ar fi fost construit de Apolodor din Damasc. Sunt lucruri care cercetătorii le-au descoperit între timp și au pus următoarea problemă. Cum a putut Traian să construiască piciorul podului de la Turnul Severin din moment ce teritoriul respectiv încă nu era cucerit în totalitate? Iată că aceea este și dreptate, dar trebuie să recunoaștem contribuția mare care a avut-o Burebista, celălalt mare rege dac, asupra acestui pod, pentru că el a construit podul de la Turnul Severin de lemn. Decebal i-a dat foc în timpul primului război mondial pentru a îndepărta pentru un moment pericolul roman care se abătea de pe malul Dunării din partea romanilor. Abia ulterior, în 103 până în 105, Traian reușește să consolideze vechiul pod și să-și treacă armata pe pod ca să cucerească Dacia. Dragii mei, este foarte mult, istoria este foarte frumoasă, eu nu vreau să vă încerc răbdarea nici dumneavoastră, nici copiilor care ei sunt sătui de istorie, acum sunt în vacanță. Oricum, mie nu-mi remine sarcea decât să mulțumesc autorităților locale, Consiliului Local din Cladova, Asociației Dunărea, pe care o conduce domnul Tihan, domnului doctor care s-a deplasat special, am reținut acum că este și inițiatorul implantării acestei plăci comemorative, să vă urez în continuare ședere plăcută la Cladova și să nu uităm de cei doi mari comandanți de oști ale Antichității, regele Decebal și împăratul Roman. Mulțumesc! Mulțumim domnului Rancu pentru explicarea istorică. Ce simbolizează această placă? Ce înseamnă pentru românii din Serbia să-și aducă aminte de istorie și să vadă că pe aici au trecut romanii și au invadat Dacia? Păi bine, vă mulțumesc pentru exprimarea, că este o urmă de ale mele. Consider că fiecare om trebuie să lasă câte o urmă în spațiu și în timp, să rămână ceva, că a existat, că a trăit, că a făcut ceva. Această placă este un simbol al existenții comunității românești pe aceste meleaguri. Este și un simbol al dorințelor noastre să avem inscripții la locuri publice, să depășim timpul când aveam numai pe sediul asociațiilor noastre, să spargem gheața mai mult, să eliminăm frica la oameni, cum era înainte pe timpuri, că în această poveastă, în această luptă sunt mai mult timp și știu, mi-amintesc de timpuri când
era cam și periculos să te declari public român și să ceri public realizarea drepturilor tale naționale. Acum lucrurile merg spre bine. Nu prea atât cât dorim noi sau cât avem noi nevoie. Și asta mă refer la o colectivitate, nu cerele noastre sau dorințele noastre personale. Sper că Serbia vrea, nu vrea, o să îndeplinească atât cât impune Uniunea Europeană. Sunt convins că și România face atât cât poate în relații bilaterale sau cu calitatea de membru al Uniunii Europene și trebuie să fie un simbol și să ne adunăm aici, nu numai la așa în iunie, iulie, mai des cu ocazia simpozionilor, mese rotunde și așa mai departe. Suntem reprezentanți aici din toată Serbia, suntem din Kučevo, din Ciupria, din Paracin, din Petrovac, din Vršac, din Vojvodina și din multe, multe orașe și sate. Suntem acum azi aici la simpozionul ăsta. Cu noi, în mijlocul nostru azi, vă spusei și astăzi, dar mai repet o dată, este domnul profesor Rancu Ghița, care reprezintă asociația, cred că o să spune el singur când, cum se numește asociația când vine să-și ia cuvântul. Suntem aici domnul șeful la formația de jocuri românești, domnul Anca Codruț. Mai ales vreau să vă informez că sprijin financiar avem și de la o organizație din Kučevo care se numește Poarta de Fer, înființată acum aproape 2 luni de zile. Reprezentantul se numește Radiša Dragojević, care e în partea mea stângă în momentul ăsta. Înainte de toate vreau să vă spun că tot ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost posibil și cu sprijin, nu numai cu sprijinul Jurnal Românesc și asociației mele, ci și cu sprijinul Consiliului Județean Mehedinți și a doamnei deputat PSD Alina Deiș, deputatul nostru din Mehedinți, cărora le mulțumim pentru sprijin. Dumneavoastră puteți măcar de acum înainte să vă implicați foarte profund în în viața culturală a asociațiilor, să vă înscrieți la o asociație, să participați la evenimente culturale cum este cel de astăzi și atunci îl veți convinge pe reprezentantul diplomatic că ați îndeplinit toate condițiile. Mai era undeva acolo un pasaj în care vă spuneam că într-adevăr acel aviz pozitiv sau negativ îl dă reprezentantul diplomatic. La dumneavoastră este vorba de consulul de la Vârșeț sau cel de la Zaicer. El nu știu ce are în vedere exact când dă acel aviz. În mod normal, după părerea mea care vin din România, ar trebui să stea de vorbă cu președinții de asociații și să-i întrebe dacă îi cunoaște pe, nu, pe Iovan Iovanovic, îl cunoașteți? Da, îl cunoaște. Și atunci să poată să dea. Ei se orientează cu totul altceva, nu intrăm în aceste amănunte. Deci cam asta era pe partea care nu se auzea. Dumneavoastră puteți să vă implicați și să le dovediți că puteți obține această cetățenie română. De ce nu se poate obține mai ușor? Simplu. Cei doi parlamentari, senatorul Viorel Badeaș cu deputatul Eugen Tomac, au cerut să se dea această cetățenie doar pe baza acelei adeverințe primite de la autoritatea locală cât ai declarat român. Doar că era vorba de o discriminare aici, pentru că venea un alt cetățean străin din altă țară și spunea, domnule, dar eu stau de 5 ani ca să primesc cetățenia și omul ăsta a primit-o într-o săptămână. Și atunci a existat acea comisie de la Veneția și multe alte comisii europene care nu au spus că e vorba de o discriminare. Și atunci s-a făcut un compromis. Dar dumneavoastră profitați de acest lucru și luați-vă cetățenia, că indiferent cum liderii dumneavoastră vă pot ajuta să faceți acest lucru.
că o parte din domnii și doamnele care sunt aici cunoaște treburile astea, cunoaște, dacă mă vă jură pe colea pe perete, despre ce e vorba? Cetățenia, dorința noastră a românilor din Serbia a fost propusă înainte cu vreo 15 ani la multe ședinți împreună cu cei respectați politicienii din România, împreună cu Senatul și împreună cu șefii din Parlament din România. Anul 2013, după propunerea noastră și după cererile și plângerile care le-am avut noi, mai ales la Mălainița, la Biserica Românească, ne-am trezit cu invitație în Parlament, în Senat, în București, noi vreo 10 lideri de aici, din Serbia, lideri românești, unii am participat și am sprijinat ideea să înceapă să aducă un articol la legea 1991-21 ca să putem și noi să ne acoperim a noastră identitate cu acte românești. Trebuie să știți că n-a fost lucru ușor, aia a fost prima dată 2013, după aia iar anul 2014 mi-am fost odată invitați, unde iar am propus și am sprijinat toate ideile ca să articolul 8.1 să se formeze cum trebuie și sigur că legea a intrat ușor în vigoare după ce s-a votat în Parlament, l-a votat guvernul, l-a acceptat și Ministerul pentru Afaceri Externe și mai multe și Justiția și mai mult și după ce a plecat să fie în vigoare, eu cu domnul Romeo, anul 2014, imediat după aia ne-am apucat să începem să informăm pe ai noștri membri și românii, toți românii din Serbia, că e legea în vigoare și că putem depune actele pentru cetățenie la autorități, la instituții diplomatice în românești în Serbia și așa a început mereu. Bună ziua! Domnul care intră acum se numește Aladin Gheorghescu, este președintele Consiliului Județean al Mehedinței din România. Domnule președinte al Asociației pentru Tradiția și Cultura Românilor Dunărea, Tihan Matasarevici, bine v-am găsit, dragi români! Este o bucurie reală pentru mine să constat că românul oriunde s-ar afla simte și trăiește românește. Fie că sunt în România, fie că sunt în Serbia, gândim la fel. Îi felicit pe organizatori și le mulțumesc pentru ocazia pe care mi-au dat-o să mă alătur acestei întâlniri a dumneavoastră astăzi la Cladovo. Sunteți o comunitate de care nu am stat departe nici la nivel politic și nici la nivel administrativ. Așa cum probabil unii dintre dumneavoastră, dintre cei prezenți astăzi în sală, cunoașteți, pe lângă funcția administrativă de președinte al Consiliului Județean Mehedinți, ocup și funcția politică de președinte al Organizației Județene a Partidului Social Democrat Mehedinți, Partidul Social Democrat fiind principalul partid de guvernământ în România, cum probabil unii dintre noastre cunoașteți, avem guvern PSD-ALDE, partid de guvernământ pentru care problemele românilor din comunitățile istorice sunt deosebit de importante, nu au fost ignorate de când suntem la guvernare și din contră, guvernul României le-a acordat atenție și a venit cu sprijin concret pentru dumneavoastră.
Guvernul PSD-ALDE al României este primul care a înființat în România, după cum știți și dumneavoastră, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, iar acest minister a optimizat acordarea de finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale ale românilor din comunitățile din străinătate și este o oportunitate de care și dumneavoastră puteți să profitați și vă îndemn ca prin asociațiile pe care le aveți constituite în Serbia să depuneți cereri de finanțare la Ministerul Românilor de Pretutindeni în condițiile în care sesiunea de finanțare este și acum deschisă. Procedura nu este greoaie, din contră este destul de simplă. Tot la nivel guvernamental, așa cum vă spunea și mai devreme domnul Tihan, începând cu 2015, Guvernul României a modificat legislația privind acordarea cetățeniei române, astfel că în momentul de față procedura este mai ușoară pentru dumneavoastră în cazul în care intenționați să dobândiți cetățenia română și sunt convins că domnul Tihan vă ajută și o să vă ajute în continuare și atunci când considerați că vă blocați undeva, vă rog să apelați la sprijinul meu. Pe de altă parte, în context european, ținând cont de faptul că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, în luna mai s-au desfășurat alegeri pentru Parlamentul European în toate statele membre ale Uniunii Europene, trebuie spus că europarlamentarii români, în special europarlamentarii PSD, pentru că am avut europarlamentari PSD patrioți și cei care ne vor reprezenta în următoarea legislatură de asemenea, sunt tot patrioți, au susținut negocierile pe care Serbia le poartă cu Uniunea Europeană. Se susține procesul de negociere al aderării Serbiei la Uniunea Europeană și sperăm ca într-un viitor pe care dumneavoastră vi-l doriți să fim parteneri, să fim membri și noi și dumneavoastră ai Uniunii Europene. Pe de altă parte, la nivelul Parlamentului României, un senator din județul Mehedinți, care de două zile este și liderul senatorilor Partidului Social Democrat în Parlamentul României, împreună cu alți colegi senatori, a inițiat un proiect legislativ care în momentul de față așteaptă să fie promulgat de președintele României, prin care se permite pentru comunitățile de români din Serbia să se acorde finanțare pentru proiecte culturale prin intermediul Consiliilor Județene, instituție pe care eu o reprezint aici și mă refer la Consiliul Județean Mehedinți. De asemenea, colega mea, doamna deputat Alina Tăiș, face parte din grupul de prietenie România-Serbia al parlamentarilor din cele două state. Și în ultimul rând, instituția pe care o reprezint, Consiliul Județean Mehedinți, continuă legăturile care sunt destul de strânse între comunitățile noastre, chiar dacă suntem despărțiți de Dunăre, și trebuie să spun că această instituție derulează în comun mai multe proiecte cu finanțare europeană prin programul Interreg IPA. Am ajuns în momentul de față la al cincelea proiect pe fonduri europene, ultimul pe care îl implementăm este în parteneriat cu Primăria Golubăți și sperăm să îl finalizăm până la sfârșitul acestui an. Dar nu e vorba numai de proiectele care sunt derulate în parteneriat de Consiliul Județean Mehedinți, vorbim și de multe localități din județul nostru care au parteneriate, inclusiv pe fonduri europene cu localități de la dumneavoastră și aici aș enumera în primul rând municipiul Drobeta, Turnul Severin, dar și alte localități cum sunt Șișești, Jvinița, unde știți foarte bine că e o comunitate de etnie sârbă de aproximativ 90% din totalul populației. Avem alte comune, Broșteni, Braniște, care derulează astfel de proiecte. Așa cum spuneam la începutul acestei scurte alocuțiuni, românii din comunitățile istorice pentru România sunt un tezaur și o dovadă via faptului că România este o insulă de stabilitate, de latinitate, înconjurată de popoare slave. Avem comunități de români puternice și sperăm să fie și mai puternice și reprezentate la nivel regional și național în jurul granițelor României, în Serbia, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova. Din funcția de președinte al Consiliului Județean Mehedinți, am încurajat colaborările cu comunitatea românească Serbia de Răsărit și Voivodina,
prin cel Centrul Cultural Mehedinți, aflat în subordinea Consiliului Județean Mehedinți, și în ultima perioadă am sprijinit Asociații și Fundații Românești și avem aici un colaborator de nădejde al nostru, care sprijină afirmarea identității culturale, lingvistice și religioase românești. Sigur că nu ne oprim aici, vrem să facem din ce în ce mai mult pentru comunitatea de români din Serbia și sperăm că în viitorul foarte apropiat să avem și un cadru legislativ care să ne permită cât mai multe colaborări. Pentru că noi apreciem eforturile și lupta dumneavoastră de aproape două secole pentru păstrarea vie a tradițiilor românești și știu că aveți obiceiuri și tradiții pe care vreți să vi le păstrați, multe dintre acestea fiind similare cu cele din regiunea Olteniei, regiune din care face parte și județul Mehedinți. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră știți că de aproximativ două săptămâni, după aproape 30 de ani, s-a reluat acea cursă cu vaporul între Cladovo și Drobeta Turnu Severin și mulți dintre dumneavoastră au acum oportunitatea, la un cost destul de redus, să ajungă foarte repede în municipiul Drobeta Turnu Severin, fie la cumpărături, fie în excursii, să vă relaxați. Avem și noi destul obiective turistice care pot fi vizitate în Severin, mai ales de către cei care nu ați fost sau ați venit foarte rar în Drobeta Turnu Severin, pentru că avem un municipiu foarte frumos și ospitalier. Mă opresc aici, nu vreau să vă plictisesc. Mulțumesc în primul rând domnului Tihan Matasarevici pentru invitație, îi mulțumesc lui Romeo și vă doresc tuturor să fiți sănătoși și sper într-o cât mai strânsă colaborare. Asociația Tradiția și Cultura Românilor s-a ocupat foarte înforsat și foarte puternic și cu înscrierea copiilor care vor să învețe limba română în toată Serbia. Noi ne-am apucat după ce am avut întâlniri, ne-a tras atenția domnul președinte, întâlniri cu grupul de pretinie din România și din Serbia, în Parlament în Serbia, am avut două întâlniri, unde s-a dus decizii pentru a înființa o introducere a limba românilor în școli în Serbia. Echipa noastră, comitetul nostru, care stă la fruntea asociației noastre, a început să meargă din sat în sat, și am ajuns la un număr, 2013, am ajuns la un număr de copii de unei părinți, a pus semnătura de 280 de copii că vor să învețe limba română în școli, în 7 școli în Cladova. Din păcate, aceea a fost o petegă, a fost o barieră din cauza că n-am avut de ajuns profesor de limba română care a putut să învețe copiii ăștia. Și mai la urmă să scurtez, azi avem în Cladova 34 de copii care învață limba română în școală până la clasa 8 și avem într-un sat Podvrșca 20 de copii care învață limba română. Asta este al nostru rezultat foarte mare al asociației. Din cauza asta vreau să vă spun, domnilor și doamnilor, în mapele voastre, în fascicle, băgați de seamă că avem un formular. Formularul e făcut în litere cirilice. Asta este cerere la părinți care vor să învețe copiilor limba română. Fiecare din dumneavoastră ajungeți acasă. Formularul ăsta se încarcă foarte ușor. Dacă ceva nu merge cum trebuie, toți aveți telefonul meu. Contactați-mă să vă explic cum se încarcă această formulară. După ce îl încărcați, mai faceți în două foi, din cauza că o foaie trebuie registrată să vă vină înapoi vouă, dar o foaie trebuie directorul școlii să o semneze și să o țină la școală. Dacă cumva se întâmplă de școala, pedagogul sau directorul spune, băi, noi nu putem cu formularele astea, că de ce avem anchetă.
Deci aveți voie să scrieți copiii la anchetă, dar să cereți o declarație sau o dovadă, oricum scrisă, ca să putem să trimitem la numărul vostru de dosare unde ați depus cetățenia, să vadă domnii de la București că noi aici ceva lucrăm. Vrem copiii noștri să învețe limba română și cred că poate se întâmple să ușurăm și noi, dar trebuie și noi să punem numărul, să mai facem ceva pentru românii noștri și pentru tradiția și cultura noastră. Deci asta fi cel mai scurt. Detaliile o să ne auzim și prin telefoane. Noi acum terminăm cu, să zicem, cu ședința asta, cu panelul ăsta. De aici, noi avem o propunere. De aici trebuie să mai meargă o scrisoare la domnii respectați, să zicem, frații noștri, politicienii din România, sau la ANC, sau la, trimitem scrisoarea și la, dacă trebuie, și la domnul președinte Iohannis, trimitem și în Parlament, să trimitem o scrisoare deschisă, să cumva să ne respectă și să vedem ce mai repede sau o urgență, oricum, să ne ajute, să ne sprijină, să nu avem pedici pentru a câștiga cetățenia. Dar vreau să vă spun una. Domnii de la ANC, de la ANC, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, trebuie și voi să credeți că ei nu au în vedere tot ce se întâmplă pe aici. Vedeți, domnul președinte știe că este colea alături de noi, aici, granița, aici, și știe cum e situația pe aici. Dar nu crede ai din București să știe și poate propunem să vină și ei pe aici, să vadă cum se comportă România aici, cum vorbește românește, cum numește masa în limba română, cum se distrează la nuntă cu cântece și cu jocuri românești și mai multe. Cred că ei pe asta nu știe, dar noi trebuie să le dovedim pe asta prin acte. Mulțumesc! Avem pe seara asta onoare, suntem foarte mulțumiți că am venit în atâta număr care cum și-am avut programul, că să primim atâta cât este acum aici. La mijlocul nostru, cu noi aici, sunt și reprezentanți din alte organizații. Cu noi, în momentul ăsta, este și vicepreședinte al Consiliului Județean Negădinții din România, domnul Nem Negru. Ne rugăm în primul rând, domnul președinte, vicepreședinte, să ne spune câteva cuvinte, să aflăm și noi cum mergem trebuie. Deși de acolo și de aici. Bună seara și bine v-am găsit la acest festival al Românilor din Calva. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Văd că suntem mulți astă seara aici la acest festival. Mă bucur foarte mult să constat că în această sală sunt persoane de diferite vârste și că urmează să se desfășoare cu o petrecere, la care fac și eu parte în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Meredinți, ocazie cu care vreau să vă mulțumesc și să vă urez distracție plăcută. Să nu uitați că întotdeauna, atât politic cât și administrativ, Consiliul Județean de Reedință a fost alături de românii din Cladova. Faptul că suntem aici la acest festival este o dovadă a faptului că încercăm pe cât posibil să păstrăm legătura strânsă cu etnicii români de aici. Vreau să vă spun că în România, chiar la noi, în localitatea Șvinița, spre exemplu, unde trăiește o comunitate importantă de sârbi, sunt organizate în mod frecvent evenimente cultural-artistice, prin intermediul cărora se întâlnesc românii și sârbii. Pe lângă aceste legături de frăție, să spunem așa, pe care le-am moștenit și le ducem mai departe, în ultimii ani, sigur că ne neagă interese și economice. Sunt multe primării din Meredinți, aș menționa primăriile Cișești, Șvinița, Broșteni, Raniștea, chiar primăria din Drobeta, Turnul Severin, care dărulează diverse investiții cu fonduri europene în comunitățile vecine. Prin aceste proiecte s-au achiziționat în special mașini și utilaje de intervenție în situații de urgență și s-au organizat diverse evenimente culturale ca acesta, de exemplu. Muzica
Thank you.
Ne-a impresionat foarte mult felul în care ați cântat în românește. Când dumneavoastră sunteți româncă din Cuceva, am înțeles. Da. Foarte frumos ați cântat în românește. De aceea am vrut să vă întrebăm cum vă păstrați, ce înseamnă muzica și ce înseamnă muzica pentru păstrarea identității și culturii românești. Eu cânt la obștina miare, la Cuceva, la sacile miale, cânt prăromâniaște, cum noi vorbim la țara noastră, la sacile noastre. Nu e tot un fel ca la România, dar e nințelegem. Eu lucru vreo 15 ani asta. Avem orchestru nostru, Homoiski Draguli, la Cuceva, la sacile noastre, lucrăm pe la nunț, la punolețtvo, la rogendanuri, la zaviecini, la toace. Ce spun românii de aici când vă ascultă cântând în graiul românesc? Da, le place și lor cum eu cânt. Vă descurcați foarte bine cântând în limba română, într-o zonă locuită de neoficial de peste 300.000 de români. Ce spun românii când vă aud cântând în limba maternă? Tare bun gândesc că ascultă în limba lor că cântăm tare fino și eu vreau acum să salut pe toți domnilor și domnii care cată televizia voastră. Vreau să salut și pe tata meu care trăiește la Horezul, la sat Slatioara în România, doamna lui Dumitra și surorile mele Nicoleta și Sani. Iată, muzica românească din Banat se împletește cu muzica românească de la Cuceva, am ascultat-o pe interpreta de mai înainte. Astăzi, în această seară, i-ați bucurat pe românii din Serbia. Ce înseamnă pentru dumneavoastră românii din Serbia și ce înseamnă pentru dumneavoastră un ansamblu folcloric? Cât e de greu să ții un ansamblu? Mi-a spus două întrebări, trebuie să răspund pe rând. Deci ce înseamnă pentru mine românii din Serbia? Frații noștri. Frații noștri, nu are rost să facă istoria românilor din Valea Timocului, că o facem toți de câțiva ani. Venim cu drag de fiecare dată, am dat spectacole de la Porogin până la Cladovo, până la Zaiciar, la Gârlean, la Brestovac, la Zlot, la o sumedenie de localități și apoi și în Voivodina. Muzica pentru noi și dansul este o chestiune firească la noi în zonă. Și atunci am considerat că trebuie să venim să oferim și în zona asta unde este influența oltenească. Și noi avem și noi prieteni în Oltenia, așa că nu se pune problema să ne înțelegem unii cu alții. Toți suntem români într-un final. Noi venim dintr-o localitate din Comuna Grădinar, județul Caraș-Severin, ansamblu înființat în 1983. I-am pus numele la Casa de Cultură a Sindicatelor de la Tulcea. Și de atunci tot dansăm în toate zonele țării și în 7 țări din Europa. Iar în anul ăsta o să mai multiplicăm cu 2 țări, Cehia și Germania. Ca de fiecare dată, frumos, foarte frumos, ne primesc cu brațele deschise, noi venim cu drag la ei. Este o simbioză, e firesc să fie, că suntem aceeași nație, același popor. Dar să nu uităm că fiecare trebuie să-și respecte locul. Și sârbii la noi respectă românii și noi trebuie să respectăm nația sârbească de aici. Nu mai vorbesc că noi avem și un parteneriat cu Uniunea Sârbilor din România, ei având sediul la Timișoara. Asta manifestare, pe ziua de astăzi, să desfășure cu sprijinul Consiliul Județean Megădinți din România. Mulțumim domnului președinte Aladin Gheorghescu, care ne-a luat în vedere și ne-a sprijinat cu să vorbim din ăștia cu tipării și mai ales cu pentru copii cu niște cadouri care sunt pregătite aici, copii care pe seara asta jucare aici formația de jocuri românești. Mă rog să vină să apropie de mine aici,
să le facem cadou cu cât un rucsac. Vă rog la rând, copiii, care a venit la doamna aici, să, câte o, să primiți câte un. Domnul Codruț, treceți în partea asta la mine și acum să nu scăpe, sunteți conducător la această formație și mă rog, merită. Domnule Matasare, viciat o nouă seară românească, dar astăzi, pe lângă seara românească, a fost ceva mult mai frumos. Faceți-ne așa o descriere a ceea ce s-a întâmplat astăzi. Știți cum... Noi, Asociația pentru Tradiție și Cultura Românilor Dunărea din Cladovo, ea de mult s-a gândit că să facă odată un spectacol așa care să fie desfășurat peste toată ziua, nu? Numai ca să facem numai seara românească și gata, ne-am distrat, am beut, am mâncat și ala. Și noi acum am crezut și iar și am reușit să facem un program așa care poate să fie, cred că o să fie și un moment așa, să-i zicem istoric, din cauza că în program a fost încadrat și depunerea coroanei la placa lui Imperatorul Traian și regelui Decebal. Astăzi noi n-am crezut că o să se răspundă atâta majoritate de populație, de persoane care au venit, că foarte mult i-a interesat pe românii de aici, din Cladovo și din jurul Cladovii, ea, pe ei mult i-a interesat istoria despre războiul daco-roman, nu? Și acum, nu că a venit numai persoanele din jurul Cladovii, dar a venit și din multe orașe din Serbia, a venit din Kučevo, din Vojvodina, a venit din Petrovaz, din Negotin, Zaječar, a venit multe persoane, toți ei sunt membri acestei asociații. Și ei făcură azi o imagine foarte frumoasă că furacia și ascultare cu mare atenție, ascultare, deci povestea despre așa aici doi împărați de la domnul doctor de istorie Dragișa Constantinovi și de la domnul, iar să zicem, profesor Ghiță Rancu din Almaj. Asta a fost a prima situație, a prima temă care noi o desfășurăm și ieși, cum să vă spun, fură toți mulțumiți că aici răsăriră niște chestii care până acum nu știau românii din Serbia despre și nici nu se știe, încă nu se știe mult despre războiul ăsta daco-roman. A doua ediție care a fost foarte interesantă fu simpozium, deci panelul care îl organizarem cu trei teme care sunt foarte interesante pentru românii din Serbia. În primul rând, durerea noastră românilor din Serbia e cea mai interesantă, să păstrăm limba română, dar noi nu putem să o păstrăm din cauza că ea ușor se pierde și mare luptă noi o să avem și am avut să motivăm părinții copiilor ca să învețe copiilor limba română direct în școli. Până acum noi am reușit și am făcut o acțiune foarte mare și am ajuns la un număr, anul 2013, am ajuns la un număr de copii, de 300 de copii, care părinții lor s-a declarat că vor să învețe copiilor limba română. Din păcate, profesor pentru limba română în Serbia nu prea se găsește și din cauza aia, fiindcă avem numai o profesoară aici la Cladovo, a rămas, din toată Serbia, a rămas să se învețe limba română în Cladovo, într-un sat Podvrșca, unde sunt 24 de copii, dar și școala aici la Cladovo este 34 de copii care învață limba română. Noi ne bucurăm și sperăm că o să, anii viitori,
o să luptăm și să ne angajăm să fie cei mai mulți copii să vină să învețe limba română în școală. Alta întrebare care e foarte interesantă și iar să vorbim durerea românilor noștri este cetățenia română. Noi știm sânger că e datoria României să ne aprobe la românii din Sârbia să aprobe cetățenia română. No, asta e foarte bine, mulți și se întreabă, dar din ce cauză trebuie, ce ne trebuie nouă asta cetățenie română? No, ne trebuie cetățenie română din cauza că toți românii din Serbia care a depus actele la ANC în București pentru cetățenie, toți românii vor să-și acopere identitatea cu acte românești. Noi, ca cum să știți, singur vorbim românește, n-avem o secundă de școală, vorbim etic, cum așa cum au zis pe mine, graiul ăsta, dar nouă ne place și nouă ne drag de limba noastră și noi o respectăm. Astea fură două, să zicem, activități sau teme care noi le desfășurăm la simpoziune. După aia merită o seară românească, că cum este asta, dar românească, exact românească, vorbim românește, jucăm românește, cântăm românește și ne desfășurăm, ne distrăm românește. Domnule vicepreședinte, iată, românii din Serbia în fiecare an au această seară românească, dar de ceva vreme Consiliul Județean îi ajută foarte mult. Mă bucur că astă seară am reprezentat Consiliul Județean în calitate de vicepreședinte, având în vedere că domnul președinte a fost plecat și m-a rugat să mă prezint la această adunare. Aș vrea să vă spun că românii din Kladovo sunt ca și frații noștri și am constatat și astă seară că și ei simt același lucru ca și noi. Și în calitate de reprezentant al Consiliului Județean vreau să vă spun că am fost bine primiți aici. Oamenii s-au bucurat, au fost alături de noi și s-au bucurat foarte mult de sprijinul pe care noi l-am acordat.